Salutare! Sunt dator cu acest filmuleț video pentru că am venit cu critici la adresa idolilor politici ai majorității din societatea noastră. De fapt, nu au fost niciun fel de critici gratuite, au fost critici argumentate. Eu cred că ceea ce am făcut eu este de mare folos, dar cu păreri de rău am fost și atacat, eu mă așteptam la asta, mulți au plecat din prieteni, pe mulți am dat eu singur afară. Nu am văzut de la nimeni niște critici argumentate care să mă contrazică cu argumente, adică totul este la nivelul insultelor, la nivelul discuțiilor bădărănești și mai mult nimic. Dar foarte mulți dintre voi mă întreabă, băi, dacă tu spui așa, atunci ce să facem, pentru cine să votăm la alegeri? Așa cum am spus, răspunsul nu este simplu. Nu este atât de simplu să dăm răspuns ce să facem noi la aceste alegeri. De aceea, în acest filmuleț nu o să vă spun ce cred eu că trebuie să facem, dar o să fac un pas înainte. O să încerc să abordăm problema, să întâi să clarificăm situația. Întâi să vedem în ce situație avem noi de luat o decizie și ce vrem noi să obținem. Hai întâi să ne clarificăm ce este cu alegerile astea. Hai să ne uităm așa. Hai să încercăm să ne clarificăm care este în genere alegerea ideilor democratice? Pentru ce noi vrem să ieșim la alegeri și când ele își au sensul? Deci eu am pus așa câteva puncte. Deci prima idee, deci care face, dă sens alegerilor, este că există candidați care propun diferite oferte și cetățenii au capacitatea să aleagă oferta mai bună, adică să-și aleagă acei politicieni care reprezintă mai bine ideile cărora ei le cred și vor să fie implementate. A doua condiție este că toți candidații au șanse egale să apară ca opțiune, pentru că dacă sunt, de pildă, opțiuni mult mai bune, dacă sunt partide sau politicieni care au o opțiune mai bună și dacă ei nu au șanse egale să apară în fața alegătorilor ca să facă văzuți, asta în principiu dă peste cap toată ideea alegerilor. Alegerile nu mai sunt democratice și ele sunt compromise. Altă condiție. Cetățenii au posibilitatea de a se informa despre candidați, adică cetățenii pot face o alegere conștientă, adică când merg la alegeri știu, se pot informa. Candidații au diferite doctrine politice, diferite programe, diferite viziuni. Adică nu poți spui că dacă toți candidații au aceleași viziuni, aceleași program, aceleași idei promovează, atunci nu ai alegeri. Adică tu alegi între ce? Între aceleași partide. Candidații, partidele care participă, au potențial uman și au capacitatea de implementare a programelor. Pentru că dacă candidatul nu, deci partidul politic, dacă îți propune ție niște soluții, îți propune un program și el nu este capabil să-l implementeze, adică dacă tu îi dai toate voturile lui, îi dai toată puterea și el nu poate să implementeze, atunci alegerile își pierd sensul. Adică ce folos merg eu la alegeri să aleg pe un partid care îmi promite nu știu ce și până la urmă îi dai putere și el spune că păi, dar nu pot că n-am capacitate, nu pot să-l implementez. Și încă o condiție, societatea are capital uman suficient pentru a implementa programele propuse de candidații în alegeri. Adică, bine, un partid nu poate să-ți propună să iei chiar un guvern întreg, adică el să vii la putere și zică, băi, uite, am venit tot guvernul, tot garnitura este a mea, am venit, l-am pus și implementez programul. Adică el ar putea să conteze pe potențial uman din societate. Adică el zice, băi, partidul nostru, uite, are câțiva experți, noi avem viziunile noastre politice, avem un lider politic, avem câțiva membri cu viziuni politice, avem un program elaborat, avem o elaborare politică, câțiva dintre noi pot să implice, să lucreze prin ministerie, șef de direcții sau ce mai trebuie acolo, dar în rest noi avem potențial. Iată, noi vedem candidații cu tare, avem oamenii cu tare, știm pe cine putem să implementăm. Există capital uman suficient pentru a implementa programele propuse de partid. Numai în condițiile astea, alegerile au rost.
Dacă nu există candidați sau dacă oamenii nu pot să facă o alegere conștientă sau dacă candidații nu au opinii diferite, doctrini diferite sau dacă ei nu pot să implementeze nimic, adică toate legile își pierd sensul. Hai acum să vedem dacă se îndeplinesc condițiile astea. Iată primul punct. Există candidați care propun diferite oferte. Da? Sunt partide, cel puțin declarativ, unii vor unire, alții vor integrarea europeană fără unire, unii vor stat independent și așa mai departe, alții vor integrarea în Uniunea Rusie-Belarus sau în genere federalizare să fie partea Rusiei, fiecare parcă propune idei diferite. Fiecare cetățean își alege, unii sunt cu Dodon, alții sunt cu Maia Sandu, ceilalți cu Dorin Chirtoacă, așa, vorbind în linii mari. Deci există. Toți candidații au șanse egale să apară la ca opțiune? Nu. Nu au toți candidații șanse egale, pentru că șanse au doar cei care au foarte mulți bani. Ori la noi, ca să apară la televizor, îți trebuiește foarte mulți bani. Țineți minte bine despre abonamentele la televiziune și exemplul nostru, exemplul Partidului Antimafie, este dovadă clară că oamenii nu au șanse să apară la televiziune. Ori nimeni dintre liderii noștri, Sergiu Mocanu sau Daniela Bodrug, nu i-ați văzut nici la o televiziune, cu mici excepții foarte rare, oricând se întâmplă, iată, nu de mult a fost invitat domnul Mocanu de către Gheorghe Gonța și atât, când ultima dată l-ați mai văzut, dar niciodată nu a apărut la Europa Liberă, Pro TV, canale din astea care, păi, mulți ani de zile că nu a mai apărut nimeni nicăieri. Deci nu există șanse egale. Pe urmă, finanțarea partidelor de către stat nu este egală. Deci șanse mai mari au întotdeauna cei care au bani, care au membri, care bagă bani. Bine, că îi camuflează, ei, chipurile sunt donații, nu știu ce, asta e altă treabă. Bun. Cetățenii au posibilitatea de a se informa despre candidați? Nu prea au posibilitate, pentru că chiar și în alegerile astea, Dodon, de exemplu, a declarat că nu participă în dezbateri. Voi nu să vedeți dezbateri electorale. Nu vedeți ca candidații să lupte între ei, ca cetățeanul să poată să-i compare. Eu am făcut un filmuleț care l-au numit oamenii Teoria Creioanelor. Puteți să priviți acolo. Candidații au diferite doctrine politice? Da, în principiu, declarativ cel puțin au. Candidații au potențial uman, capacitatea de implementare a programelor? Aici eu aș putea spune nu. Nu au, niciun partid nu are capacitatea să implementeze. Nu există potențial uman, adică nu au experți. Uitați-vă la liderii partidelor și vedeți că ei singuri sunt rătăciți, nu pot să răspundă la întrebări clare. Deci ei au niște programe, dar doar declarativ, doar scriu încolo când îi întrebi cum vrei face unirea, nimeni nu poate să răspundă. Cum vrei de gând să rezolvi probleme? Nimeni nu au, pentru că nu există experți. Și lucrul ăsta l-am explicat în alt film, video, pot să vă dau și link în comentarii. Societatea are capital uman suficient pentru implementarea programelor propuse de candidați? Nu are, pentru că lumea care are capacitate o pleacă din țară și pleacă în fiecare an. Eu cred că noi am mai avut în potențial capacitatea de administrare a treburilor publice și l-am avut, cred că, ultima dată, prin 2010. Eu cred că de atunci au mai plecat lume. Că acum chiar să vrei să implementezi ceva, nu ai cum implementa, nu are cine să muncească, nu sunt experți pentru ca să implementezi programe, ca să administrezi treburile publice a unui stat, îți trebuiești experți, îți trebuie experți de mare competență, mai ales cum e statul nostru făcut acum, cu parlament, cu atâtea ministeri, cu atâtea subdiviziuni și atâtea domenii care le administrează statul nostru, nu sunt resurse. Nu sunt resurse să întreții nici sistemul medical, nici sistemul educațional, nici toate sferele. Nu există experți, toți au plecat deja. Acum, având situația asta, ce pot face impostorii? Impostorii, partidele sau liderii care se bagă în politică, care vor să ajungă. Adică, evident că în situația asta, când candidații nu au șanse egale, când asta este lupta, ceea ce fac ei ca să nu aibă tot șanse egale, ce pot îi propune? Cu ce pot îi să se ocupe? Ce pot ei să facă ca să parvină la putere? Pentru că lor trebuie să parvină la putere sau să mențină măcar puterea. Ei trebuie cumva să aibă susținători, ei trebuie cumva
să simuleze niște alegeri democrate, ei trebuie să aibă susținători, pentru că altfel fac fraude mari. Dacă fac fraude mari, vă zic că nu există potențial ca să pornești în industrie, ca să pornești economia țării și atunci ei contează pe susținere financiară, pe banii care vin din Uniunea Europeană, din alte părți, prin spalarea banilor care trec prin statul nostru, dar ca să speli bani trebuie statul să existe, trebuie să fie la putere, trebuie să aibă să fie cu mâna pe lege. Hai să vedem ce fac ei. Deci, ce fac impostorii impotenți pentru a parveni sau a se menține la putere cu orice preț în această situație? Deci, unul ce fac? Obstrucționează mesajul celor care pot propune un program realist sau care le pot demonstra impotența și bluff. Deci, ceea ce v-am spus eu doar, am vorbit de antimafie doar ca exemplu, pentru că în afară de antimafie ar putea să mai fie exemple de astea care noi nici nu le știm, dar este o dovadă că ei anume asta fac. Obstrucționează mesajul celor care pot să scoată în vileag. Sustrag atenția publică de la adevărul pe care îl ascund cu tot felul de petarde, lăsând în spațiu public ținte false. Vă amintiți, am făcut un filmuleț zilele astea unde vă arătam cum ei fac ținte false, cum ei atrag oamenii în tot felul de dezbateri, numai să nu observi oamenii adevărul care este foarte dur, pe care el ascunde. Atrag susținătorii cu lozinci patriotarde, lăsând impresia că ei au soluții. Deci, asta cu ce își se ocupă ei. Lansează tot felul de idei patriotarde. Ba, noi vrem să păstrăm independența statului nostru, care noi suntem patrioți ai statului Moldovei și vrem cu orice preț să-l înțelegem neutru și independent. Ba, vrem să ne integrăm cu Rusia, pentru că Rusia a fost de veacuri prietenul cel mai bun și Uniunea Sovietică ne-a creat nouă cele mai rai pe pământ, a creat Uniunea Sovietică și noi trebuie să refacem Uniunea Sovietică. Ba, noi trebuie să facem unire cu România neapărat. Numai unirea este soluția, numai unirea. Și toți vorbesc așa de parcă iau soluții, de parcă ăștia pot să întoarcă înapoi Uniunea Sovietică, ori asta este imposibil, de parcă ăștia care vor să aibă statul independent nu l-au avut până acum 30 de ani și au demonstrat că ei sunt incapabili să facă ceva cu statul ăsta. De parcă cei care fac unirea de 30 de ani s-au mișcat măcar cu un centimetru spre România mai mult? Nu, dar lozingile patriotice sunt permanent în spațiu. Radicalizează mesajul astfel ca neaderarea sau renunțarea la el să fie interpretat ca trădare de patrie. Observați, toate curentele astea îi învinuiesc pe ceilalți de trădare de patrie. Ăștia introduc, moldoveniștii îi declară pe români trădători, că se dau cu românii, piiși care îți dau cu rușii îi învinuiesc, le spun că sunt mancurți și tot așa. Deci nu se discută la nivel de programe. Oamenii nu zic, stați pe alea, hai lăsăm noi vrăjala asta, unii miliardele. Deci nu pot face chestia asta. A murit mesajul, a fost distrus mesajul ăsta în 2015 de către liderii ăștia poporului deșteptat, pentru că atunci era foarte bun mesajul ăsta. Dacă la orice declarație de asta patriotardă, lumea spune, ia lăsați-mă voi cu vraja, unii miliardul. S-a terminat. Se radicalizează mesajul. Organizează meeting-uri și proteste pompoase cu slogane patriotice și triumfaliste. Ideea care? Ei nu pot să, ar trebui să plătească mulți bani la oameni ca să vie la niște meeting-uri, ca să-i susțină cumva. Și atunci ei iau pe oameni napont, cum spune la București. Adică eu cu patriotism, cu lozinci patriotarde și oamenii vin crezând că ei chiar fac o acțiune patriotică, dau dovadă de mare patriotism. Ori ei pur și simplu sunt atrași în niște jocuri murdare politice și nu au nimic cu patriotismul ceea ce fac ei. Vând apocalipse. Deci vând apocalipse, uitați-vă, unioniștii spun că Dodon aduce tancurile rusești, Dodon spune că unioniștii aduc fascismul românesc, stataliștii spun că pro-europenii ne aduc homosexualism, ne distrug credința noastră, ne distrug lucrurile sfinte și asta e apocalipse. Și toată chestia asta se face pentru a ascunde un mare adevăr și dur. Adică marele adevăr este că nu există capacitate de administrare a statului. Și când nu există capacitate de administrare a statului, toate jocurile astea și toate alegerile astea și toată democrația asta care este adusă la absurd își pierde sensul. Își pierde sensul și oamenii sunt atrași permanent în niște acțiuni patriotarde, în niște beții patriotice, ca să vedeți exemplu. Hai să ne uităm aici. Iată, uitați-vă. Iată, asta e ceea ce vă spun eu
bieție patriotică. Oamenii vin, ba de ziua biruinței și se laudă că pe noi ne-a eliberat fratele mai mare rus și noi trebuie să restabilim Uniunea Sovietică. Îmbră socialiștii cu steagurile lor și cu cât mai mare e mitingul, cu atât mai mult încredere capătă oamenii că ei au dreptate, cu atât mai virulenți sunt, cu atât mai agresivi sunt față cu ceilalți din jur. Deci, cu cât e mai mare masa de oameni, cu atât mai mult încredere strigă la cei care sunt. Nu stați ca niște boi, alăturați-vă cu noi. Vă amintiți cei care au participat la mitingul lui Iuri Roșca? Pentru că chestia asta se face nu de azi, de ieri. Asta se face de mulți ani înainte. Uitați-vă unioniștii, fac același lucru. Vă vedeți vreo deosebire între ceea ce faci mișcările astea unioniștri, cu acestea socialiste și cu cei care rusești. E aceeași abordare. Cât mai mare mitinguri, cât mai pompoasă, cât mai multe lume, cât mai mult steaguri, cât mai mari, cât mai mult să strigi, cât mai mult lozinci patriotarde, lozinci triumfaliste. Deci asta e ideea și oamenii sunt turmentați și oamenii ajung în bieția asta patriotică până la delir. Să ajunge până la delir, uitați-vă aici. Dacă asta nu este delir, atunci ce este? Cum adică? Mesajul devine mult mai adevărat dacă faci un steag cât mai mare, pentru că uitați-vă, ăștia fac un tricolor de sute de metri și se laudă cu dânsul, ăștia fac o bandă de asta, la Sfântul Gheorghe, de Colorado, și ei cred că astfel se convinge lumea. Și oamenii îmblă turmentați atât de tot delirul ăsta în spațiu public. Eu n-am vrut să arăt aici că e același delir cei ce fac preoții, de exemplu, biserica, când aduc icoane făcătoare din minuni, moaște, îmblă lumea în genunchi, se bate lumea de la apă sfântă. E același delir. Oamenii sunt menținuți într-un delir, într-o beție permanentă. Și soluție nu se văd nimic. Dar cel mai mare delir la care participi toți societatea, chiar și cei care nu umblă la meeting-urile astea, chiar și cei care aparent spun că noi înțelegem că aia să știi prea din calea afară, dar noi trebuie să mergem la alegeri. Pentru că mergem la alegeri și acum am înțeles că toate partidele astea au diferite culori, dar ele sunt ca placebo, ca pastilele care nu au nicio substanță activă. Deci substanța activă nu sunt în partidele astea. Deci au diferite forme, diferite culori, dar nu au nimic substanță activă. Indiferent cine vine la putere, sunt toți impotenți și ei o să se ocupe cu același lucru mai departe. Dar oamenii sunt scandalizați, oamenii strigă, vine apocalipsa, numai Țicu, numai Chertoacă, numai Dodon, numai Maia, numai Anastasă, numai Usată, toți cred că uite acum se prăpădește lumea, uite vine apocalipsa, și dacă nu alegem ceva din pastilele astea, dar pastilele sunt ba mai mari, care au mai mulți bani între și mai mulți sănători, pastilele sunt mai mici, dar indiferent cât de mari pastile n-or fi, dacă e placebo, orice medic o să spui că de la placebo supradozaj nu poate să existe. Adică maximum poți să-ți crepi stomacul dacă bagi prea mult în tine, dar în rest nu are niciun efect placebo. Exact așa toate partidele astea nu are niciun rost. Adică când le alegi pe dânsele la alegeri, obții exact ceea ce am obținut de 30 de ani de fiecare dată. Și observați, vă rog, de 30 de ani că noi încetor am tot degradat, am degradat și nu s-a schimbat nimic. Pentru că este situația așa cum vă spun eu. Dar situația critic în care am ajuns astăzi, este deja că nu mai sunt resurse nici în societate, nu numai în partidele politice. Și atunci o să apară întrebările următoare. Mai sunt resurse umane pentru un stat funcțional? Nu sunt. Mai există capacitatea de administrare a treburilor statelor? Nu. Mai pot fi alegerile o soluție? Evident că nu mai poate fi o soluție alegerile. Știți mai poate de făcut? Iată, întrebarea s-a zis că n-am să o răspund aici. Pentru că, ca să răspund la întrebarea asta, noi trebuie întâi să conștientizăm faptul, situația reală. Hai să admitem că eu greșesc. Să admitem că eu, ceea ce am spus până acum, este o aberație totală. Că eu greșesc. Convingeți-mă că eu greșesc. Veniți cu argumente. Dacă sunteți de acord cu mine, atunci încercați să răspundeți voi la ultima întrebare. Și se poate de făcut. Eu am să încerc să vin cu un răspuns așa cum cred eu. Filmul ăsta, ca și celelalte, sunt pentru cei care urmăresc ceea ce spun eu și chiar încearcă să dialogueze cu mine, măcar prin mesaje, măcar critice. Cei care nu au nimic de adăugat, vă rog să nu veniți degeaba cu insulte și cu înjurături, pentru că pur și simplu vă blochez mesajele. Mulțumesc mult, asta am vrut să vă spun.